Ioana Rogoz se bucură cât de mult poate de ultimele săptămâni de sarcină, după ce a anunțat că a intrat în a opta lună. Cu această ocazie, actrița a împărtășit o imagine cu burtica pe rețelele de socializare. "95/366 am intrat în opt luni, vreau să mă abucurcat mai mult posibil de ultimele săptămâni sarcinata, indiferent de haosul din jurul meu. Da, trimestrul 3 se întâmpla să fie complet diferit de ce mi-aș fi putut imagina vreodată. Dar ce trăiesc eu acum e o minune, care de fapt este orice. Inima roșie pregnant din trimester 8 mont pregnant Montobe 2020, a scris Dana Rogoz pe pagina ei de Instagram. Citeste si, ghiță de la Survivor România a mărturisit de ce nu o suportă pe Elena Ionescu, nu-mi place fața ei. Citeste si, un preot din Argeș și-a pus mașina Audi Q7 la vânzare pe pagina de Facebook a parohiei. Vezi câți bani cere Popa Mateescu pe autoturismul de teren. Foto. Citeste si, Ana Maria Prodan s-a măritat din nou. Impresara a apărut în rochie de mireasă și a declarat iubire veșnică lui rege Dana Rogoz este gravidă pentru a doua oară. Vedeta a anunțat în pragul sărbătorilor că mai așteaptă un copil. De data aceasta, Dana Rogoz va deveni mamă de fată. Da, acum pot să vă dau cea mai frumoasă veste. Sunt însărcinată. Și e fetiță. Și e minunat. Și nu sunt în stare să scriu câteva rânduri despre asta fără să nu-mi se umezească ochii de lacrimi. Suntem cei mai fericiți. Cât poate fi de frumos. Nu există cuvinte care să exprime ce simt. Sunt fericită, sunt emoționată, mă simt cea mai norocoasă, îmi fac griji deseori, mi-e frică și mă liniștesc și încerc să conștientizez, îmi fac planuri. Îmi imaginez cum va fi cu doi copii, cum va arată casa noastră, și iar mă bucur, plutesc, și mă simt copleșită uneori de tot, tocmai pentru că simt. Tot firul a transmis Dana Rogoz pe blogul său personal. Dana Rogoz mai are un băiat, Vlad, care, potrivit vedetei, și-a anunțat deja toți colegii de școală că va avea o surioară. Citeste si, deși e gravidă, Dana Rogoz a sărit în ajutorul vecinilor nevoiași. Am auzit-o plângând.